Brașov, bine ați venit. Înainte de a, de a începe, dați voi să urăm la mulți ani tuturor celor ce astăzi își sărbătoresc ziua, Sfânta Maria, să fie sănătoși, să le dea Dumnezeu tot ce-l doresc în viață. Mai tare. Mai tare? Da. E bine? Bine? Înainte de a vă spune câteva cuvinte despre motivul întâlnirii noastre, aș vrea să vă prezint o parte din invitația. Avem alături de noi și îi mulțumim pentru acceptat domnul deputat Costel Dunava, domnul președinte al Consiliului Județean și fiul satului, domnul Valentin Ivancea. Sunt oameni care au sprijinit și sprijină în continuare toate proiectele și acțiunile noastre în vederea modernizării și dezvoltării comunității noastre. Domnul Petrică Donea, ziarist, Bacăul Economic, corespondent ziarul Deșteptarea. Domnul Eugen Ungureanu, prietenul nostru de la Exclusiv TV. Constructorul acestui obiectiv de investiții, domnul Daniel Dracunița, tipa aici pe undeva. Când spun investiții, mă refer la ceea ce vedeți dumneavoastră, în jur dumneavoastră, aici amenajare, curte interioară, școala cu clasele 1-8. Proiectantul acestui obiectiv este firma RUT Construct, reprezentată de domnul inginer Cezar Popoutanu, inspectează lucrarea încă, domnul dirigent de șantier, nu știu dacă a ajuns domnul inginer Țernă Vasile, părintele Nădejde George Daniel, parohia 1 Orben, părintele Ionuț Cățăneanu, parohia 2 Orben, directorul școlii coordonatoare cu clasele, de la clasele 1-8 Orben, domnul profesor Prisecariu Silviu. Avem alături de noi și doamna fost director, doamna cu care am colaborat foarte bine și am început multe proiecte, doamna Nicoleta Burbulea Pirișor, domnul viceprimar, până încă noi pe aici, consilieri locali, colegi, cetățenii ai satului Orben și Scurta, elevi și cadre didactice, de fapt cei care sunt beneficiarii de drept al acestei investiții și nu în ultimul rând am invitat alături de noi pe domnul profesor Tănase Ilie, doamna învățătoare Tănase Anica, domnul profesor Olaru Constantin, doamna profesor Olaru Gela, domnul profesor Dobrin Ioan și doamna profesor Dobrin Maria, domnul profesor Pascal Constantin, doamna profesor Pascal Ecaterina, domnul profesor Drobotă Ioan, domnul învățător Răul Cezar, oameni, familii exemplare de dascăli care și-au dedicat viața educând generații întregi de tineri. Să-i aplaudăm că merită. Fără educația pe care poate am primit-o de la dumnealor, n-am fi ajuns, ca să nu zic în halul ăsta, aici. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi împreună astăzi, 8 septembrie, la recepția de la terminarea lucrărilor de la construirea obiectivului de investiții, amenajare curte interioară, școala cu clasele 1 Orben, lucrare care, așa cum am mai spus, e cea din jurul nostru, la premierea elevilor care au obținut rezultate foarte bune la învățătură în anul școlar 2020-2021, și să felicităm împreună familiile care au plinit 50 de ani de căsătorie. Gora Constantin, Gora Nicolina, sunt în mijlocul nostru aici și le mulțumim pentru tot. Și domnul Sălăjan Ion și doamna Sălăjan Maria, căruia încă o dată îi urăm la mulți ani. O să vă vorbim pe parcurs despre fiecare în parte. După cum se observă, infrastructura educațională locală s-a înnoit și modernizat an de an. Cele mai noi obiective de investiții în infrastructura educațională au fost realizate și date în folosință și în folosul și pentru educarea tinerii generații. Și aici aș putea exemplifica școala numărul 3 Scurta, grădinița cu 3 săli de grup în satul Orben, sala de educație fizică școlară din satul Orben, grădinița cu 3 săli de grup în satul Scurta, care este un procent de realizare de 75-80%,
Sunt obiective realizate la standarde moderne cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, respectiv Compania Națională de Investiții, cu cofinanțare de la bugetul local, sprijinit fiind de parlamentarii PSD Bacău, prin domnul deputat Costel Dunava și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, cărora le mulțumim. Este un moment emoționant pentru mine. Suntem la un moment în care putem oferi copiilor noștri ceea ce e mai bun. Să le oferim investiții de care se vor folosi mulți ani de acum înainte. Școala este tărâmul culturii și ne-am dat mâna pentru a găsi cele mai bune soluții pentru ca actul educațional să se desfășoare în cele mai bune condiții. Dovadă este realizarea acestor obiective atât de necesare. Să le folosiți sănătoși mulți ani de acum înainte și să folosiți în viață tot ce învățați aici. Pentru noi, cei din administrația publică locală, educația este pe primul loc și pot spune cu satisfacție că toate unitățile de învățământ din satele Orben și Scurta beneficiază de cele mai bune condiții pentru creșterea și educarea tinerii generații. În continuare, pentru a îmbunătăți condițiile de desfășurare și a activității educaționale, în această perioadă sunt racordate la rețeaua de gaz metan școala Curasele 1-8 Orben, grădinița Orben, sala de educație fizică școlară, a fost implementată rețeaua de internet și achiziție echipamente pentru creșterea gradului de conectivitate a copiilor și cadrelor didactice în sălile de clasă, au fost depuse proiecte pentru creșterea gradului de participare a elevilor din satele Orben și Scurta la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente IT. Un alt proiect ce urmează a fi depus când se va deschide apelul de depunere proiecte prin programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ. Toate acestea sunt pentru dumneavoastră copii, elevi, cadre didactice, părinți. Este o bucurie pentru mine să fim alături la un astfel de prilej, alături de cei mai meritoși copii ai Comunei Orbeni. Suntem mândri de voi, ne legăm speranțe uriașe de ceea ce veți deveni și ceea ce veți face. Vă apreciem enorm și suntem siguri că veți reuși să le demonstrați tuturor ce oameni valoroși sunteți și veți deveni. Felicitări din toată inima, din partea mea, din partea Consiliului Local Orben și a tuturor cetățenilor comunei pentru rezultatele deosebite obținute în anul școlar 2020-2021. Traversăm o perioadă economică și sanitară cu mari provocări, iar exemplul acestor copii este unul demn de urmat, este unul care reprezintă speranță pentru comuna noastră și de ce nu pentru România. Acești copii reprezintă piatra de temelie a acestei comune, sunt mândria profesorilor care i-au meditat și sunt motivația noastră, de aceea trebuie să continuăm ceea ce am început și anume investiții majore în educație, sănătate, infrastructura pentru a crea condiții dintre cele mai bune desfășurări actului educațional. Sperăm ca tot ce ați învățat până acum să vă fie de folos, să vă deschidă căi și uși în viață. Dar cel mai important este să vă ajute să vă prețuiți timpul, pentru că el este materia de care ne este formată viața, din care ne este formată viața. Dacă pentru alții timpul înseamnă bani, pentru voi, acum el are un preț incalculabil. Prețuiți cât puteți anii ăștia frumoși și încercați să nu vă abateți de la educație. Educația trebuie să fie mereu îndrumată cu îngrijire. Această îndrumare nu poate fi dată fără sprijinul părinților. Școala nu poate înlocui educația dată de părinți. Dumneavoastră, părinții, propune scenariile pentru viața copiilor, oferirea unui model fiind responsabilitatea dumneavoastră fundamentală. Școala este aceea care vă poate forma cel mai bine, deprinde de muncă ordonată, poate dezvolta și cizela înclinațiile native și dobândite, poate cultiva utilul și frumosul și poate da încredere în capacitățile intelectuale și de voință. Să aveți convingerea că școala vă pregătește pentru viață, punând în valoare întregul vostru potențial intelectual și afectiv. Doar omul educat, având șansa de venire, a transformării, a integrării optime în viața socială. Trebuie să înțelegeți faptul că succesul profesional și personal nu poate ocoli școala. Felicit cu această ocazie premianții, cadre didacticile și, nu ultimul rând, pe dumneavoastră părinții. La 50 de ani, nunta de aur. Deja când se ajunge la nunta de aur, că și ce a ajuns la perfecțiune, la dezăvârșire.
Acum, după 50 de ani, nu putem decât să ne înclinăm în fața dumneavoastră și să sperăm că vom avea curajul și maturitatea să scriem și noi povestea voastră. Vă dorim să rămâneți mereu la fel și de neîncercați în fața greutăților, așa cum vă vedem astăzi. Ne dorim să vă păstrăm sănătoși, să depășiți toate neajunsurile și de acum înainte. Dar cel mai mult ne dorim să avem puterea, răbdare și înțelepciune. Cred că am de învățat de la dumneavoastră încă o dată astăzi că perseverența este importantă. La mulți ani, cu prilejul lumii de aur, să fiți fericiți și să ne revedem când veți împlini 80 de ani de căsătorie. Nu vom uita niciodată că dumneavoastră vă datorăm totul. Vă felicit și să ne ajute Bunul Dumnezeu în tot ce facem. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru sprijinul de care ați dovadă și vă asigur că alături de conducerea școlii, de colegi, de echipa de consilier local, de dumneavoastră, de conducerea Consiliului Județean Bacău, prin președintele Valentin Ivancea și de domnul deputat Costel Dunava, vom reuși. Vă doresc multă sănătate, Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Am să rog pe părinte, facem o slujbă de mulțumire și trecem mai departe. Mulțumesc! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și zădătoră de viață, vino și te sădășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de credință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica noastră, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt prea sfințitul, Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime, cea într-un Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutendeni, conducătorii țării, mai mari orașilor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru comunitatea aceasta, satul nostru, țara noastră, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru toți cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca bunul Dumnezeu să primească în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i robi și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, a nevrednicilor să-i robi, pe care o aducem acum cu inimă smerită, pentru binefacere pe care le-am primit de la El, și pentru ca, și ca o tămâie cu bun miros, bine primită să-i fie Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor să-i rog, și cu buna cererea credincioșilor să-i podea una spre bine să o împlinească, și ca un milostiv pururea să ne dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului Său popor drept, credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbuvească Sfânta Ta biserică și pe robii Săi, de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și cu sănătate într-un lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor Săi, totdeauna să-i păzească pe credincioșii Săi rog, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ți este cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Marcu. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii Săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îngăi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșalele voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și-a toată milostivirea cu milostile măsurață și bine de oameni adânc neajunsă. Căzând înaintea slavei Tale cu frică și cu cutremur ca niște rom nevrednici, cu umilință aduceam acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care s-au revărsat asupra robilor Tăi acestora. Și ca pe Domnul să cunoști binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciune robilor Tăi și cu milostivire. Ei învrednicit, mi se împlini cererile, așa și dacă înainte învrednicește, ia spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune și adumânii ale Tale binefacere împreună cu toți cât Tăi credincioși.
Mântuiește, Doamne, cu toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne învrednicește pe toți. Întotdeauna mulțumirea ți aduce cele prea bune a grăit și a cântat ție și celui fără de început al Tău Părinte și prea Sfântului și bun de viață Sfătătorului Tău Duh. Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeul nostru, Tătorul nostru de tot binele, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnuiește, 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 preacucernice Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtătorilor părinți ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În al preasfințitului Părintului nostru Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, dăruiește-i, Doamne, zile îndelungate, spurile îndreaptă, propăduirea cuvântului adevărului și încărmuirea toate cele cuvântătoare pe calea mântuirii. Și-l păzește în drumul țane, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-un mulți ani. Membrilor comunității Comune Urbeni, poporului român celui bine credincios de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și viitoare de Hristos armată, dăruiește-ne, Doamne, zile îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toată bună sporire și asupra vrăjmașilor biruință și păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-o mulți ani. Bine credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă prăznuire, robilor tăi Constantină, Niculina, Ioan și Maria, pentru cei 50 de ani de împrunăviețuire, dă-le, Doamne, zile îndelungate, pace și sănătate și într-o toate bună sporire. Și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți pentru credință și mântuire. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Domnule președinte, domnule deputat, domnule primar, domnule director, dragi ziariști, invitați, dragi educatori. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, pentru că suntem la început de an bisericesc, imediat început de an școlar și mai ales un praznic mare, nașterea Maicii Domnului și mâine, deja astăzi, ziua liturgică, Sfinții Ioachim și Ana, părinții născătoare de Dumnezeu, Sfântă Fecioară Maria. În slavă lui Dumnezeu și cu siguranță cei care sunteți cu o vârstă respectabilă v-ați fi dorit ca acum 50 de ani să arate așa curtea școlii, ca acum 50 de ani să fie atât de multe condiții și oportunități pentru copiii noștri și acestea să țin că nu cad din ceruri, numai cel care muncește primește și de la bunul Dumnezeu darul. Vedeți că într-un timp scurt, dacă vreți record, s-au făcut foarte multe și pentru aceasta mulțumim conducătorilor comunității și tuturor celor care sunt implicați, domnului deputat, domnului președinte, Valentin Ivancea, care e mereu aproape de noi,
Mulțumim educatorilor pentru că sunteți lângă ai noștri copii și nădăjduim și copiii să respecte ceea ce primesc de la noi. Pentru că sunt vremuri de încercare, sunt vremuri de restriște și nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să ne păzească de toate aceste probleme care apar. Rugăm pe Maica Domnului să ne poarte pururea în rugăciunile pe care le face către Bunul Dumnezeu, către Fiul ei. Rugăm pe toți sfinții să ne fie casnici ai noștri și cu siguranță vor urma alte și alte bucurii în comunitate, dacă și noi vom ști să apreciem și să respectăm ceea ce primim. Să dea Bunul Dumnezeu, că mereu ne întrebăm ce mai urmează, știți? S-au făcut atât de multe lucruri în câțiva ani, încât ne întrebăm ce mai urmează. Cu siguranță vor fi surprize frumoase și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și bucuroși, astăzi și în vecii vecilor. Amin. Să fiți binecuvântați. Doamne ajută! Bună seara! Bine v-am găsit în această seară frumoasă de septembrie. Toamna se numără bobocii, suntem și la început de an școlar. Felicitări acestor copii deosebiți care au obținut rezultate foarte bune la învățătură și care vor fi premiați astăzi. Am văzut că sunt foarte mulți copii aici în comunitatea noastră, și mai mici și mai mari, care cei mai mici văd că se joacă acolo pe deal. Asta înseamnă că atâta timp cât avem mulți copii împrejur, și noi ca și comunitate vom avea un viitor. Felicitări și familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Ar fi bine să fiți la 5 ani, v-ați dori să mai fiți la 5 ani. Așa, să vă dea Dumnezeu mulți ani și buni. Doresc să urez și eu la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Ca un sfat așa pentru acești copii deosebiți care urmează să fie primiați astăzi, eu le doresc să continue cu rezultate tot la fel de bune la învățătură, pentru că, așa cum se spune în poporul lor, meseria este brățară de aur și doar dacă se canalizează spre învățătură și spre ceea ce le place, pot avea succes pe viitor și pot fi independenți. Și cum știm cu toții, a fi independent este un lucru mare ziua de azi. Noi, cei de față, vă mulțumim pentru sprijinul acordat de până acum. Vă promitem că în continuare vom face tot ceea ce ne stă în putință ca să dezvoltăm comunitățile pe care le reprezentăm. Vă doresc o seară bună și să dea Dumnezeu să ne vedem cât mai des în asemenea ocazie de bucurie. Bună seara, bine v-am găsit, domnule primar, stimați invitați, onorată audiență. Sunt extrem de încântat să fiu astăzi cu noastră, deși eu sunt întotdeauna cu noastră, chiar dacă nu fizic, sufletul este aici. Și așa cum spunea și părintele Daniel, știți, faptele fac diferența și nu vorbele. Și într-adevăr ne dorim din tot sufletul să arătăm în fapt ca după ceva timp să nu vă fie rușine că aveți la conducerea județului un fiu al satului și că aveți un primar pe care l-ați votat cu toată inima. Eu nu pot decât să manifest sprijinul total și necondiționat față de comunitatea din Orbe, față de colegii, de prieteni, de profesori, de cei care m-au învățat, cei care mi-au dat o parte din dânsii în așa fel încât să rămână și un dram de educație în tot ceea ce am făcut până acum. Salut și eu pe domnii profesori cu recunoștință și cu admirație pentru faptul că nu s-au schimbat în tot acest timp. Îi văd la fel, chiar dacă poate timpul a lăsat ceva urme pe obrajii noștri într-o viață încercată, dar eu știu
Eu știu că nu s-au schimbat. Îi am în suflet și am tot timpul acolo. Așa cum v-am și pe fiecare dintre noastre, așa cum mă și cunoașteți, așa cum vă cunosc și eu. Vă doresc, în primul rând, la mulți ani de Sfânta Maria, doresc, nu în ultimul rând, să fiți sănătoși, îmi doresc din tot sufletul că această comunitate să ajungă la locul unde trebuie. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi. Acum o să trecem la un moment așa mai emoționant un pic și o să încep a mulțumi și felicita, așa cum am mai spus și mai devreme, cu domnii profesori, mai exact cu familiile de profesori care și-au dedicat toată viața pentru a ne educa, pentru a ne învăța. Am să mai spun, să mai citesc două rânduri din ce scrie pe diploma de excelență. Ați fost și veți rămâne un exemplu pentru noi toți. Implicarea dumneavoastră are un rol important în viața elevilor. Pregătiți acum, pregătiți pentru viitor, pentru un viitor strălucit. Vă felicităm pentru toată cariera și pentru că v-ați dedicat acestei munci. O să vă invit rând pe rând, dacă sunteți de acord și dumneavoastră, o să încerc așa în semn de recunoștință să vă oferim câte o diplomă de excelență. Și o să încep cu domnul profesor Tănase Ilie. Să rămână mereu tineri, sănătoși, din partea noastră un buchet frumos de flori și o diplomă, și diplomă, doamna, și diplomă. Domnul profesor Olaru Constantin, un om care a trăit o viață, dacă nu greșesc, pe timpul când era director, greșesc, nu greșesc, ați început construcția acestui școli. Vă rog să spuneți dumneavoastră lucrurile astea, că se gândea lumea, nu mă gândesc. Școala a fost început să se construim în momentul când eu eram director. Și tot în acea perioadă am și inaugurat. Acum arată minunat. Mulțumesc, noi vă mulțumim și vă rămânem de deplin recunoscători. Doamna profesor Olaru Gela, soția domnului profesor. Trebuie să îngheamă-i, domnul profesor, și dumneavoastră. Ok, aduceți-ne și scaune pentru dumneavoastră. Domnul Popa, eu am stat puțin. Dar suficient. Dar suficient încât să lăsați urme. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Domnul profesor Pascal Constantin. Este? Nu este. Îl găsim. Doamna profesor Pascal Ecaterina. Domnul profesor Dobrin Ion este plecat la Iași, la fel și doamna profesor. Domnul profesor Drobotă Ioan. Nu a ajuns. Domnul învățător Rău Cezar, proaspăt pensionat. Să-i mulțumim pentru... Nu mă așa, domnul Cezar, dar nu cred. Sunt fica satului. A avut mult curat să-i mulțumim. Realmente de pensionat. Să rămâneți un pic lângă noi. Alături de noi invităm și pe doamna educatoare Rău Elena. Care de asemenea îi mulțumim. Toată ziua sunteți pline de energie, pline de viață. Nimeni n-ați scăpat. Nici nu ne dorim. Nu ne dorim să scăpăm de nimeni. Dorim doar să vă mulțumim și să vă rămânem recunoscători. Sănătate. Mai ales, vedeți?
Doamna învățătoare Ghiniță Rodica. Să mulțumim și dumneavoastră. Să rămânem recunoscători pentru tot efortul depus. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mai vreau să mulțumesc cuiva, nu din rândul celor care sunt pensionari, ci din rândul cadrelor didactice Achivea, care pune foarte mult suflet în ceea ce face. Și o să vorbesc la momentul prezent despre doamna profesor. Sunteți un exemplu pentru noi toți. Implicarea dumneavoastră are un rol important în viețile elevilor, în pregătirea lor pentru un viitor strălucit. Vă dorim o carieră lungă în continuare. Este vorba de doamna profesor Mihaela Tibei. Se vede că meritați cu prisosință toate aplauzele. Respectul elevilor, al părinților și al nostru. Și dumneavoastră aveți emoții, dar nici noi nu rămânem în urmă. Nu era acasă, așteptam la pensie. Băi nu vreau să vă obosim, vă mulțumesc, vreau să vă vadă toată lumea, îmi pare rău că nu vorbim și ceilalți colegii dumneavoastră pensionari, dar care o viață întreagă și-au dedicat-o învățământului. Și le mulțumim pentru educația primită. Să vă dorim multă sănătate, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Un alt moment emoționant. Dar nu știu dacă știi, domnule, dar noi am fost colegi de clasă, toți profesori de față, noi doi. Da, am fost elevii dumnealor, cu care ne mândrim. Drept dovadă rezultate, nu eram cei mai buni. Nici cum. Nu recunoaștem, o să știm câtă bătaie am luat și cea mai puțin pe aici. Dar ne-au prins bine. Trecem la momentul și mai emoționant, zic eu. Diploma aniversară, 50 de ani de căsătorie. Pentru 50 de ani petrecuți împreună la bine și la greu, sincere urări de sănătate, fericire și viață lungă. Se acordă familiei Gora Constantin și Niculina, pe care vă rog, așa cum puteți, să vă apropiați de noi. În aplauzele dumneavoastră se încurajă mult. Vedeți că am spus să ne vedem și la 80 de ani. Mulțumesc! Neaticule, să vă dea Dumnezeu sănătate, să fiți fericiți și sănătoși. Doamna Gabi! Că pe lângă felicitări mai avem și un mic cadou. Ai uitat să te apropii de noi? Neaticu! Neaticu! O să vă rog să treceți și pe la doamna, mai aveți pe lângă diploma aceasta și un premiu, e o sumă modestă, dar sper să vă fie de folos. La cât mai mult, la 80 de ani dublăm. Invităm de asemenea alături de noi familia, cu aceleași urări, familia Ioan Sărăgean și Maria, cărora le dorim la fel sănătate. Și la 80 de ani să ne revedem la aceeași formulă. Domn comandor, dreptul sus. Să vă rog și dumneavoastră cu diploma și cu ce? Treceți și pe la caseria unității. Aveam o familie pe care doream să o felicit, care împlinește 50 de ani de căsătorie. E de la noi, din satul scurt a Comuna Orbeni. O felicit chiar dacă are domiciliu pe raza comunei, pe raza municipiului Bacău. E vorba de familia Melinte Gelu și Melinte Valerie. I-am invitat, i-am rugat să vină, dar n-au ajuns.
În 2018 am avut cel mai mare număr de familii care au vrut 50 de ani de căsătorie. Dacă nu vezi, 10 familii. Din păcate, an de an, sunt mai puțin. Acum dați-mi voie să invităm alături de noi premianți. O să-i rog să vină alături de și cu părinte, fiecare elev nominalizat să apară și cu părinte. Irimia Gheorghiță Robert. Să vă spun și mediul care a finalizat, aplaudați-l că merită. Nota 10. Mama Mariana, îi urăm la mulți ani. Faptul că e și ziua dumneavoastră, vă oferim și un buchet de flori. Ție diploma și alături cu mama Cecu. Mergeți bine. Sunt din alea. Irimia Delia Ștefania, nota 9,96. Mama Cosmina. Mama Cosmina. Diploma și la caserie. Mulțumim, felicitări. Hai, luați-o pe acolo. Mororașul Ioana Mirela, 9,96. Mama Lămâița. Felicitări și mult succes în continuare. Treceți și pe la caserie. Aplauze mai cu forță, că merită. Știți ce e important? Că numărul premianților crește de la an la an. Și noi o să mărim miza. La anul o să fie mai bine, din punct de vedere financiar. Să stimulez. Eu îmi stimulez, firește, ca să îi atragem pe copii să învețe și mai bine. Faptul că oricum învață. Petre Răzvan. Nota 9,96. Petrică, la unde ție? Felicitări și mult succes în continuare. Să trăiești. Bucă Maria Amalia. 9,93. Felicitări și mult succes în continuare. Acolo, acolo. Teleoacă Georgiana Maria, 9,90. Felicitări și mult succes în continuare. Treceți la doamnă. Nouă colecție, doamna asta. Ce nouă colecție pierd. Ganea Marta. Nota 9,90. Pe unde e Marta? Nu văd aici. Este? Ganea Marta. Spune-mi deoparte. Marta, am citit bine, da? Petre Ștefania Mădălină. Este? Hai, Rozica, curaj. Se pregătește Gârcei Roba Nicola. Petre Ștefania Mădălină. Succes. Mult succes. Să fiți sănătoși și să ne vedem din nou și la... Am zis Gârcei... Robert Nicola, da? Felicitări și mult succes. Ei și mama, da? Fabian și Valentina. Cârcei Pavel. Nicolae și Nia. Cârcei Pavel. Hai, Lia. Repede, repede. Felicitări și mult succes în continuare. Petre Găbiță Dragoș. Să pregătește Antohie Nicodim. Deci, Petrița, Găbiță. Felicitări, mult succes, mergem la doamnă.
Antohi Nicodim, am spus. Este? Nu este. Electronic. Poftim? Format electronic? Da. WhatsApp. Drăgoi Nicoleta Elena. Nu. Se pregătește ciubotarul Denis Mihaela, Muntea Mare George Ștefan. Hai să mai reducem din timp. Și Tiliță Maria, după aceea. Drăgoi Nicoleta, nota 10. Felicitări și mult succes în continuare. Bravo. Ciubotaru Denisa Mihaela, nota 10. Felicitări și mult succes în continuare. Și vouă și părinților. Muntea Mare George Ștefan, 9-90. Felicitări și mult succes în continuare. Tiliță Maria. Felicitări. 987. Grecia Georgiana Elena. 953. Este? Nu este. Buturuga Alexandru Constantin. 991. Se pregătește Patrichie Radu Florin. Tu cine ești? Buturu. Felicitări și mult succes. Patrick Radu Florin. Felicitări și mult succes. Treceți și pe la doamnă. Să completăm cu felicitările. Purcaru Alesia. Hai, Alesia. Artista noastră de la grupul Spring de Grâu. Nota 10. Bravo, felicitări, mult succes în continuare. Stanciu Ana Gabriela, nota 10. Este? Felicitări. Nota 10, am spus, da? Felicitări și mult succes mai departe. Ganea Filip. Ganea Filip, este? Nu este. Pară Elena Ioana, 979. Membra Specului de Grâu. Felicitări, artist în devenire. Felicitări. Nota 979. Am spus Dinu Ștefania Mihaela, nota 976. Este? Tu ești? Felicitări, bravo. Cârcei Giliana, 973. 973. Felicitări și mult succes mai departe. Felicitări și părinților. Puiu Elena Mariana, 961. Hai, puile. Membra grupului Spic de Grâu, felicitări. Să fiți sănătoși. Mult succes mai departe. Roman Dragoș Constantin. Premiant al grupului Spic de Grâu. Mulțumim, felicitări mai departe. Ganea Persida Loredana, nota 10. Dragoș, 955. Am spus, nu știu dacă am spus. Ganea Persida Loredana, este? Nota 10, bravo, felicitări. Succes mai departe și vouă felicitări pentru părinți. Teleoaca Andreea Teodora, nota 992. Felicitări și succes mai departe. Felicitări bune, bune. Botezatul George Ștefan, 952. Hai, Ștefane. Succes. Faceți bată din cuvânt. Nicuță Ioana Denisa, 997. Bravo, felicitări. Și mult succes mai departe. Denisa. Felicitări, mult succes. Fain Maria Lavinia. La mulți ani, Maria. Felicitări pentru rezultat și succes mai departe. 994, am spus? Am spus. Treci și pe la caserie, ca să întregem premiul.
Duțu Georgian Bogdanel. Hai, Georgian. 9.91. Felicitări și succes mai departe. Panainte Ticușor, 98. Hai, Ticușor. Să pregătești Muntea Mare, Silviu Andrei. Nou, felicitări, succes mai departe. 96, Silviu Andrei. Este? Mama o să bosească seara asta după primii. Felicitări, succes mai departe. Filip Denisa Ioana, 9.55. Îl ajută diploma, nu se întâmplă. Filip Denisa Ioana. Tu ești Denisa și Ioana unde? Da? Felicitări, succes. Filip Alina Georgiana. Nu ești tu? A, uite. Filip Alina Georgiana. Filip Alina Georgiana. 9.52. Succes. Mai departe. Felicitări părinților. Bonzoi Diana Ștefania. 9.97. Este? Filipescu, faceți cu adevărat așa ca să nu putem trebuie. Felicitări și mult succes mai departe. Ganea Iacob. Este? Ganea Iacob. Radu Gabriel Alexandru. No, 84. Felicitări și mult succes mai departe. Obreja Cătălin Alexandru. 981. Obreja. Mai mult gura de dată. Tu direct la caserie, te-ai așezat în față. Felicitări. Fânaru Andreea Mădălina. 976. Andreea, da? Felicitări, Andreea, succes mai departe. Dârlea Radu Gabriel. Surgiu Ana Maria. Mama lui Andreea Mătălina, 976. Felicitări. Unde ești? Unde ești, mama? Aici. Tu ești Maria. La mulți ani și ție. Felicitări pentru copil. Ești la... De Sfânta Maria. Dârlea Radu Gabriel. Felicitări! Tata cu buletinul la caserie. Margine Robert Daniel. 9.60. Felicitări și mult succes pe mai departe. Aceștia au fost premianții noștri. Au fost în număr de 44 de copii. Îi felicităm de sufletul, mulțumim și părinților și cadrelor didactice care au contribuit la obținerea așa rezultate frumoase. Sperăm la anul să avem un număr mai mare, pe care, dacă o fi sănătoși și o ajunge cu bine, să-i putem premia. Ne-a aglomerat la caseria de la premii. Da, vă mulțumim și dumneavoastră, cei care ați fost alături de noi. Mulțumim tuturor celor care contribuie și se implică în ceea ce privește dezvoltarea și modernizarea comunității noastre. Sunt în lucru o serie de proiecte care, zic eu, că ne aduce un plus de condiții. În perioada următoare sperăm să rezolvăm problema apei acolo unde nu există, să o îmbunătățim ca și calitate, să aducem și cantitate. Extinderea rețelei de gaz metan în satelor Veciu Scurta. Să mișcă, chiar dacă nu cu pași repede, suntem în... Să lucrează, suntem în faza de proiectare și sperăm în toamna asta, dacă o ține vremea și merge treburile bine, să înceapă o parte din lucrări. Știți ce n-am făcut? Și am uitat, și îmi cer scuze. Am uitat datorită emoțiilor să rog pe cineva dintre
cadrele didactice care și-au dedicat așa viața pentru noi, pentru tot ce s-a întâmplat în școală. Și am să rog așa la bunei, domnul Tănase, domnul profesor Tănase, îl rugăm să vină alături de noi, să ne spună așa câteva vorbe de suflet. Un scurt istoric, așa, de la începutul începuturilor până în prezent. M-am luat cu emoțiile, cu grijă. Eu cred că pentru dumneavoastră se pare că era o bucurie dacă nu mai pomeneam de lucrurile astea. Da, uite. Se pare că n-ați avut noroc în data asta. N-ați scăpat de emoții mai... E foarte bine. Dacă ne spuneți câteva cuvinte, promit că după aia închide. Vă rog. M-ai luat o surprindere. Eu am avut un material pregătit, o serie întreagă de probleme legate de evoluția școlii, pe care o cunosc de acum 50 de ani de zile în urmă, și erau câteva lucruri care poate aveau o valoare pentru cei care erau și multe lucruri poate cunoscute de către auditoriu. Însă, erau și bine dacă le aminteam, că aveau rolul de a fi reamintite și înnoite în memoria fiecăruia dintre cei care au participat activ la viața acestei unități școlare. Rămânem surprinși de modul cum a evoluat. Dacă aș lua câteva lucruri să spun din urmă, cu adevărat, știu că noi am funcționat în școala veche cu un număr impresionant de mare de copii care ne-am împrăștiat prin toate țările de clasă, ce nu erau deloc prevăzute pentru a funcționa o clasă de ele. Am funcționat la școala veche în spate, acolo, într-o magazin, fusese depozitat ciment. A fost transformat în sala de clasă. Am funcționat la școala veche, iarăși, în partea din față, într-o altă sală de clasă. Să scurtez cumva lucrurile, că ne-am lungit prea mult. Sunt foarte multe lucruri frumoase de spus, de fapt, cu valoare, doar istorică, așa. Înmulțim, crescând populația școlară, s-a impus în mod imperios construcția unei unități școlare noi. Că cele de... Am uitat, mai fac o paranteză, am funcționat și în clădirea primăriei și în clădirea actualului dispensar, care n-a fost construit pentru dispensar, ci pentru sediul CAP. Această clădire a fost construită pentru sediul CAP. Sediul CAP s-a mutat jos și acestei clădiri a fost dată destinația de dispensar medical. Deci am funcționat peste tot din cauza numărului mare de elevi care au apărut în unitatea noastră școlară. Pe scurt, în 1975, în trimestrul al doilea, atunci erau trei trimestre în anul școlar, în trimestrul al doilea ne-am mutat în această școală nouă, cu dotări modeste, cu condiții care nu erau așa de prietenoase în împrejurimile noastre, cum este o frumusețe. Aș vrea să amintesc, profit de răbdarea dumneavoastră, să spun doar atât. Priviți aceste maluri frumoase, taluzate și cu verdeață pe ele. Noi am muncit cu elevii școlii de la acea vreme și am cărat brazde de iarbă de la punctul numit Mărul Simeon, care cred că mulți îl știu. Am cărat cu brațele, cu tărzi improvizate și așa cum acești muncitori aici au așezat frumos dalele de ne încântă ochiul, noi am așezat acolo brazde care au făcut terenul ăsta o leacă mai plăcut, mai frumos, mai primitor. Se pot spune foarte mult. Am funcționat aici în școală până am ieșit la pensie și au ieșit mulți felicitări pentru domnul Rău Cezar, care astăzi a intrat în rândul pensionarilor. Vă urăm mulți ani, 50, 70 de ani de pensie. Nu ne supărăm dacă atingeți și 100. Asta îți vorbe cu asta. Da. Mulțumesc că
mi-ați oferit totuși prilejul. Mai bine era dacă mă sărea și mă sărea definitiv, că eu am materialul în buzunar, nu vi-l arăt. Că sunt ghinionist. Am fost. Eu sau... Da. Mulțumesc tare mult că ați avut răbdare să ascultați câteva lucruri. Erau și altele cu altă conotație. Dar e bine așa. Mulțumesc tare mult, multă sănătate tuturor. Multă sănătate mariilor și tuturor numelor derivate de la Maria. Maria, Marinela, Mariceala, Maricica, și așa mai departe. Multă sănătate și numai bine. Mulțumim frumos și noi, domnul profesor. Vă mulțumim și dumneavoastră. Încă o dată la mulți ani tuturor ce astăzi se adează ziua numelui. Vă doresc multă sănătate, fericire și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în repetate rânduri și cu astfel de vești bune și cu astfel de lucruri frumoase în fața dumneavoastră. O seară frumoasă tuturor și multă sănătate vă doresc. O să vă mai rog un lucru, pentru cei care doresc, din cei pe care am enumerat aici sau din alte persoane, am adus aici, domnul director, de fapt nu eu, cartea de onoare a școlii. Dacă sunteți prezenți, domnii profesori, sau cine dorește, să-și lase aici un gând frumos despre școală și sau despre viață în general. Mulțumim încă o dată, o seară frumoasă tuturor!